Bine v-am regăsit! Suntem în dialog de la distanță cu Nicoleta Adeliu, director de comunicare la BCR și vorbim astăzi despre cum pot ONG-urile să se finanțeze în perioada aceasta și, în general, nu numai în perioada asta, dar pentru proiecte pe care vor să le desfășoare. Bine ai venit, Nicoleta! Bună, bine v-am găsit și mulțumesc mult de tot că vorbim despre lucrurile astea. Cred că este un subiect extrem de important în perioada asta, pentru că știi, s-a vorbit foarte mult în perioada asta despre scăderea veniturilor, despre cum ne adaptăm și în afaceri și la persoane fizice, dar cred că s-a vorbit un pic mai puțin despre ONG-uri, iar eu cred că ele sunt unele dintre cele mai lovite, cumva. E adevărat că, pe de o parte, cred că în perioada asta a fost un accent destul de mare pus să ajutăm organizațiile, dar ne-am uitat cu toții foarte mult la organizațiile care deserveau prima linie, așa cum ne-am tot spus în ultimul timp. Iar organizațiile foarte multe care lucrează de ani de zile pentru multe alte cauze sociale care ajută pe toată lumea, cred că le-am cam pus cu toții pe planul 2. Ce este Bursa Binelui? Bursa Binelui este o platformă de donații necomisionate. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă vrei să donezi 5 lei, la ONG ajung fix cei 5 lei. Și este o platformă online, ceea ce înseamnă că poți să faci genul ăsta de lucru de la tine, de acasă, de pe telefon, direct, doar folosind cardul. Și faptul că este necomisionată și este singura platformă de donații, de fapt, necomisionată din România, are fix ca scop să încurajeze donațiile de mică valoare, pentru că nu toți ne permitem să dăm 50 de lei, 100 de lei, 200 de lei, dar 5 lei ne permitem din ce în ce mai mult. Și atunci, când am construit platforma, exact la asta ne-am gândit. Cum să facem un instrument pe care să-l folosească cât mai mulți oameni, fără să simtă presiunea asta, wow, trebuie să-mi donez, nu știu, banii de mâncare pe 4 zile ca să poată să aibă relevanță gestul meu. Iar noi exact asta am încercat să facem. Să avem o soluție și pentru cei care au mai puțin, dar totuși vor să facă o faptă bună. Platforma seamănă întrucâtva cu, sau aduce, cumva amintește, de platformele clasice de crowdfunding, unde apar proiecte, lumea are acolo un soi de bară de progres pentru finanțare. Ce e diferit față de metoda, să zic, clasică de crowdfunding? Păi cred că cel mai important diferențiator este faptul că banii care se strâng ajung totuși la ONG. În momentul în care noi am construit platforma, am studiat, bineînțeles, cum funcționează în general platformele de donații și am văzut că de obicei dacă pui un target, oamenii au mai mult, oamenii sunt mai deschiși să te ajute și să doneze. Și atunci noi am recomandat tuturor ONG-urilor să facă clar, uite, se donează pentru proiectul ăsta, avem 6 luni de zile să strângem acest ban și ne trebuie suma asta. Și toate informațiile astea se găsesc pe platformă. La platformele de crowdfunding, în general, din câte știu eu, dacă nu se strânge toată suma, o parte din bani se întorc înapoi la donatori. Comisioanele în cazul acela. Mai puțin comisioanele, da. Dar aici nu e cazul pentru că e necomisionată. După cum exact. Aici toate sumele care se strâng ajung la ONG-uri, nu se întorc înapoi. Pentru că, ok, poate un ONG avea nevoie de 10.000 de lei să facă un proiect și n-a putut să strângă decât 6.000 de lei. Aia 6.000 de lei o să-l ajute în mod sigur în activitate. Și atunci banii ajung, bineînțeles, la organizații. Au acces sau sunt, se pot înscrie pe platformă orice fel de proiecte? M-am uitat, am răsfăit puțin paginile și sunt de toate. Chiar orice se poate înscrie? În principiu, platforma este deschisă pentru toate organizațiile neguvernamentale din România, dar pentru că vrem să ne asigurăm și să-i asigurăm pe donatori că or să găsească acolo proiecte serioase, făcute de oameni cu intenții bune, noi facem o analiză în spate. În momentul în care primim o cerere de înscriere pe platformă, ne uităm un pic să vedem cine este organizația respectivă, cu ce fel de organizații lucrează, cu ce fel de beneficiari lucrează, cine sunt inițiatorii, pentru că, na, când e vorba de bani, e foarte important să avem toți încredere
că ajung unde trebuie. Și de asta facem acest screening. Ce pot să spun foarte clar este că pe platforma noastră nu există niciun fel de organizație non-guvernamentală care are legătură cu zona politică. Asta este o zonă care este exclusă clar, clar de la început. Pentru toate celelalte arii de intervenție, facem această analiză. În principiu, este pentru oricine, dar trebuie să fie serioși. Am văzut că există cumva o împărțire pe județe. Are legătură cu ce? Cu locul unde se desfășoară proiectul, cu sediul unde este înregistrată organizația neguvernamentală, cu ce anume? Are legătură cu beneficiari, într-adevăr, unde sunt beneficiarii, acolo am zis să punem și proiectul. Din nou, filozofia din spatele acestui lucru a fost, și de fapt aici vreau să fac un pic o paranteză, că e o idee pe care vreau să o transmit în continuare tuturor, chiar dacă ea există de foarte mult timp. În momentul în care noi ne-am gândit să facem această platformă acum 7 ani, am avut insight-ul de la care a pornit, a fost că sunt foarte mulți oameni care vor să doneze. Puțin bani, dar vor să doneze. Și foarte multora le e greu să ajungă fix la organizația care trebuie. În același timp, sunt foarte multe organizații mai mici care au nevoie de susținători. Eu lucrez cu ONG-uri de foarte mult timp și mă ocup de partea de sponsorizări de mulți ani și primesc foarte, foarte multe cereri care sunt foarte utile și foarte bune toate, dar nu pot să le respect pe fiecare. Adică dacă este un ONG mic care are 15 beneficiari în orice județ, nu pot să spun că activitatea organizației respective nu este bună sau nu este utilă sau că nu aș susține-o. Aș susține-o cu tot sufletul și cu toată dorința, dar în momentul în care înmulțești asta cu 1000, deja devine imposibil și devine imposibil pentru orice companie. Și atunci ce le spun de fiecare dată celor care lucrează în astfel de organizații este: încercați să vă adunați o comunitate din jurul vostru și mai ales în jurul beneficiarilor voștri. Nu știu, dacă lucrați în Baia Mare, strângeți susținători din Baia Mare, pentru că ei vă văd acolo și ei vă înțeleg și puteți să vă creați niște legături care să meargă mult mai departe de un contract de sponsorizare cu o organizație mare, care, ok, astăzi este, mâine nu mai este. Da, Nicoleta, și atunci poate, exact poate asta, localizarea. ONG-urile se gândesc că localizarea le limitează anvergura finanțărilor, adică da, mă apropii mai mult de comunitate, pe de altă parte și asta mi aduce și niște limite. Și poate ei se gândesc că dacă se expun ca un proiect la nivel național, poate mai vin finanțări și din alte zone. Funcționează? Să știi că ei sunt destul de realiști. Adică dacă e ceva ce clar toți cei care lucrează în zona asta de non-guvernamental, este că înțeleg foarte bine în mediul în care își desfășoară activitatea, înțeleg foarte bine ce posibilități au. Evident că fiecare dintre ei își dorește o posibilitate să ajungă să obțină finanțare mai ușor și evident că este simplu să te gândești, ok, poate reușesc să obțin o finanțare mare ca să nu mai îmi bat capul cu asta, că toată energia mea să se ducă pe lucru cu beneficiarii. Dar sunt puțini dintre ei care sunt atât de nerealiști, ca să spun, știi? Și atunci, și oricum, în ultimii ani de zile, cred că au fost atât de multe discuții despre lucrurile astea și sunt destul de multe organizații încât fiecare dintre ei să înceapă să înțeleagă valoarea comunității și a suportului comunității pe care pot să-l primească exact din zona unde își desfășoară activitatea. Dintre proiectele care sunt active în momentul de față, apropo, câte sunt active? Acum avem 700 de organizații și cred că sunt cam 900 de proiecte active acum pe Bursa Binelui în momentul ăsta. Din aceste 900 de proiecte active, care vi s-au părut sau care ți s-au părut ție mai, nu știu cum să zic, mai interesante, mai implicate în problemele comunității din care fac parte? Este foarte greu să faci o comparație de genul ăsta, care sunt mai implicate, care sunt. Ce pot să spun așa este că văd educație și sănătate sunt și au fost dintotdeauna teme principale în România. De când există platforma, cred că aici a fost
Aici au fost cele mai multe organizații, după care partea asta de social, și când zic parte de social, mă refer și la organizații care lucrează cu grupuri dezavantajate, sunt tot felul de zone. Și ce văd în ultimii ani, că au început să apară din ce în ce mai multe organizații care lucrează pentru protecția animalelor. Și asta sunt, și acum, cel puțin în perioada asta, le-am văzut extrem de active. Și cred că e oarecum normal, pentru că, din nou, dacă atenția publică s-a dus atât de mult pentru partea de sănătate, celelalte organizații n-au mai avut de unde să strângă bani și atunci cred că au pus în mișcare toate instrumentele pe care le-au avut la dispoziție. Am văzut pe platformă, nu sunt deținător de animale de casă, dar am văzut pe platformă un proiect care m-a amuzat, pentru că au găsit un titlu, o denumire foarte interesantă, Mi-au sterilizat pisica. Da. El a început, din câte văd, pentru că deocamdată a strâns puțin bani, dar probabil că mai e ceva în față și la câți iubitori de animale sunt în România, e posibil să fie chiar un proiect interesant. În mod sigur, și toată partea asta de comunicare, știi, cred că s-a investit foarte mult în zona asta în ultimul timp și colegii care lucrează în ONG-uri au înțeles cât de important este să găsești exact mesajul ăla. Și noi am făcut, și noi am fost alături de ei de multe ori, dar numai, adică cred că foarte multe companii au făcut cursuri și au încercat să le explice ceea ce vorba, știm cu toții de foarte mult timp, că mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește nimic. E o realitate nu ușor de acceptat, pentru că toți cumva ne așteptăm ca activitatea noastră să fie recunoscută mai presus de lucrurile pe care suntem capabili să le spunem sau nu, că nu toți suntem comunicatorii născuți, dar au înțeles foarte mult și de asta o să vezi la un dat proiecte din ce în ce mai creative din punct de vedere comunicare, da, care vin din zona asta. În ceea ce privește nivelul finanțărilor, aveți un top al celor 900 de proiecte, care a fost cel mai proiectul cu intensitatea de finanțare cea mai mare, cu cei mai mulți bani adunați? Practic. Sincer, nu m-am uitat. Uite, asta este foarte interesant de văzut. Chiar nu știu să-ți spun acum. Da, uite, este foarte interesant. O să mă uit și o să le facem o promovare specială celor care au reușit să strângă bani. Știu că întreb asta pentru că, pe de o parte, ar putea să fie un indiciu despre domeniul care are cea mai mare convingere când vine vorba de atras finanțare și poate și, cum spuneai și tu, de povestea celor care au făcut proiectul, pentru că înseamnă că au reușit să fie ei la rândul lor convingători prin ceea ce au spus, prin poveste, prin felul în care au prezentat proiectul și așa mai departe. Să știi că, din experiență, nu este relevant domeniul. Noi am făcut foarte mulți ani la rând un concurs, o competiție. Se cheamă Campionatul de Bine, în care exact asta făceam. Îi încurajam pe cei din ONG-uri să strângă donații, cât mai multe de la cât mai mulți oameni. Iar noi, bineînțeles, le dădeam niște premii pentru tot efortul depus. Iar competițiile astea au fost câștigate de organizații din domenii extrem de diferite și, în general, spre surprinderea multora, de organizații mai degrabă mici. De exemplu, cred că n-am să uit prea curând, cred că prima ediție a fost câștigată de un ONG mic din Costești, Argeș. Este un ONG care are grijă de copii vulnerabili din sat. Și ce face? În fine, este un after school cu activități și care le dă și o masă caldă copiilor din sat. Să câștigi totuși o competiție la nivel național, când, din nou, lucrezi pentru o comunitate mică, undeva nici măcar într-un oraș mare, asta ne-a arătat atunci că poți, că există foarte multă, că acolo unde există un pic de dorință de implicare, nu contează nici că ești o organizație mare, nu contează nici că proiectul tău este extrem de localizat, lucrurile astea nu, vin pe locul 2. Am parcurs 2 luni de situație pe care mulți dintre noi, chiar trecuți de prima tinerețe, n-am întâlnit-o foarte des. N-am întâlnit-o deloc, de fapt. Și anume, o situație în care am fost și la
în vecinătatea panicii, ne-am și speriat, ne-am și solidarizat, poate mai mult decât altă dată unii cu alții. Cum a mers în perioada asta? Cum au mers proiectele de implicare socială? Din ce ați văzut voi? Din ce am văzut noi, donațiile au crescut semnificativ și în curând cred că o să vedem și niște date concrete pe partea asta. Cel puțin pe Bursa Binelui, doar de la începutul anului, noi am avut 6.000 de donații. Ca să fac o comparație, în 7 ani de zile am strâns 65.000 de donații. Deci suntem aproape la 10% din ce s-a întâmplat în 7 ani de zile, s-a întâmplat în 3 luni de zile, practic, acum. Cred că a fost o mobilizare extraordinară din partea comunității. Și cred că pe Bursa Binelui s-au strâns bani și pentru proiecte care susțineau linia întâi, dar nu s-au strâns bani pentru marile proiecte, care au fost câteva organizații mari, totuși, și în general, organizațiile mari au avut fiecare campanii de strângere de fonduri pentru susținere linia întâi, ele n-au folosit neapărat platforma noastră, știi? Ceea ce înseamnă că ce a venit prin Bursa Binelui a fost, e greu să spun extra, dar cam poate, acolo, știi? Poate mai degrabă a fost chiar la firul ierbii, adică exact, oameni care exact. Chiar au avut bani puțin, poate n-au fost marile firme care s-au implicat cu bugete de responsabilitate socială sau cu bugete de donații la un alt nivel, ci poate chiar oamenii care au spus, domnule, uite, mă convinge proiectul ăsta, vreau să ajut. Exact, exact. Și au fost și pentru, adică au fost și donații inclusiv, adică în zona asta, ți-am zis, de protecția animalelor, mi s-a părut extraordinar. Educație, bineînțeles, educație și sănătate rămân, dar faptul că au mai venit și alte tipuri de organizații din spate cu alt gen de beneficiari și de activitate, mi-arată că cred că începem să avem o deschidere din ce în ce mai mare pe partea asta. Și știi cum perioada asta ne-a învățat pe toți să lucrăm mai bine de acasă, mai bine cu telefonul, mai bine cu calculatorul ca să rezolvăm lucrurile păstrând distanța socială. Cred că inclusiv zona asta de donații o să aibă de câștigat din perioada asta. Pentru că cel puțin ai văzut, ok, este simplu și mă simt bine când fac o faptă bună. Cum se pot înscrie ONG-urile cu proiecte? Poate sunt ONG-uri care descoperă discuția asta și își pun întrebarea, bun, am o idee, am un proiect gata făcut, gata, nu știu, scris, cum se înscriu? Este foarte simplu. Pe platformă îți faci un cont de administrator, după care înscrii organizația, durează, cred că, 15 minute cu totul. Efectiv să completez formularul ăla, dacă nu chiar mai puțin. După care noi verificăm organizația în spate să vedem dacă lucrurile sunt în ordine și după asta primește acceptul practic să fie publică pe platformă. Ce se mai întâmplă este că organizația respectivă semnează și un contract cu partenerii noștri de la Eu Plătesc, care practic ei sunt procesatorul de plăți, pentru că, bineînțeles, noi strângem niște bani, se strâng niște bani, ca Eu Plătesc să poată să vireze bani în contul ONG-ului, e nevoie de un contract. Dar toate lucrurile astea durează 2-3 zile maxim, ca să faci toate verificările și să verifici și contractele și să le și semnezi. Și după aia poți să începi să strângi bani pe platformă. Vorbeam la început de faptul că nu există o țintă, un prag până la care campania, să zicem, se declară închisă, ca să folosesc o terminologie comună platformelor clasice de crowdfunding. Ce ar trebui să facă un ONG? Să aștepte până când și adună totuși banii pe care poate nu i-a declarat ca scop final, dar poate i-are în planul de organizare. Sau să o țină deschis acolo și să aștepte tot timpul să se adune susținători. Cred că aici depinde foarte mult de strategia ONG-ului. Știi, toate lucrurile astea de care vorbeam noi mai devreme, de care povesteai și tu și care am vorbit și eu un pic mai devreme, sunt de fapt, cum se cheamă, gimmick-uri de comunicare. Dacă să folosim în engleză, sunt tactici de comunicare. Da. Pui un deadline, pui o sumă, ca tocmai că vrei să trezești un anumit spirit de competitivitate în oameni, să te ajute pe o perioadă limitată de timp. Adică ele există tocmai ca ONG-urile să poată să le folosească în felul ăsta. Dacă ONG-urile cred că nu au, nu știu, resursele necesare, timpul, energia să le folosească,
Atunci, bineînțeles că poți să lași partea asta de deadline, timpul pe care tu strângi bani acolo, poți să-l setezi cât de lung vrei tu. Și suma pe care o pui la fel poate să fie cât de mare sau cât de mică vrei, pentru că și dacă se depășește suma respectivă, nu ți-a nimeni banii înapoi, știi? Ba din potrivă. Deci aici este, astea sunt toate instrumente doar. Și fiecare le folosește cum consideră mai bine. Dacă ar fi să le spui organizatorilor de sau generatorilor de idei de proiecte din lumea ONG-urilor, trei lucruri pe care ar fi bine să le facă pentru ca proiectele lor să aibă mai mult succes, care ar fi aceste trei lucruri? Primul și cel mai important ar fi să nu-și subestimeze puterea personală, pentru că atunci când vorbim de strângere de fonduri, de când vorbim de bani, vorbim de orice fel de interacțiune financiară, vorbim foarte mult de încredere, vorbim foarte mult de o tranzacție care trebuie să aibă în spate. Ok, eu cred în cauza ta, dar sunt extrem de multe cauze bune pe lumea asta și sunt extrem de mulți oameni care vor să facă bine și eu am nevoie să am încredere în tine, în cel care gestionează banii respectivi. Și în general, oamenii care lucrează în ONG-uri sunt mai degrabă oameni modești, oameni care nu au curaj să se afișeze și să iasă în față și să spună, uite, eu sunt Nicoleta și eu cred că trebuie să lucrăm pentru câinii care pot să ne salveze dacă vine un cutremur, de exemplu. Știi? Am avut de curând o discuție cu cineva pe tema asta. Și asta este cauza în care cred și, uite, eu asta fac, la asta mă pricep și de asta sunt bună să gestionez lucrurile. E foarte important. Deci partea asta cu încrederea personală și asumarea. Și la fel, dacă e să ne uităm la ONG-urile care au, o să spun succes, dar e un termen foarte ciudat, care au succes financiar în România, sunt ONG-uri care sunt conduse sau reprezentate de oameni care ies în față asumat și te fac să vrei să-i ajuți. Asta pe de-o parte. Al doilea sfat ține de poveste. Nu vă feriți să spuneți poveștile oamenilor sau beneficiarilor cu care lucrați. În general, cei care lucrează în ONG-uri, știi, vor să-i protejeze. Eu nu zic să te duci să spui, uite, el este Radu și are nevoie de ajutorul tău și să pui neapărat portretul lui acolo și să dai totul din viața beneficiarului respectiv, dar poți să spui povestea lui, știi? Și asta te va ajuta foarte mult, pentru că asta îi va face pe oameni să-și amintească de tine. Și al treilea lucru, nici nu știu, cred că este consecvență. La un moment dat, cred că îți pierzi răbdarea, știi? Și mi se pare normal, pentru că încerci odată, încerci de două ori și nu răspunde. Dar gândește-te că și la noi este la fel. Adică dacă la tine vine cineva acum și îți cere o donație, cineva pe care poate n-ai mai cunoscut, poate cauza ți se pare interesantă, dar nu scoți imediat banul sau cardul din buzunar să dai. Dar dacă auzi și a doua oară, dacă auzi și a treia oară, dacă auzi și a patra oară, deja devine familiar și începi să-ți dai seama că e ceva ce ai putea să faci, pentru că devine de încredere, știi, inclusiv cauza și tot. Deci e și asta, să te păstrezi în lumina reflectoarelor cumva, știi? Chiar dacă lumina reflectoarelor înseamnă pagină de Facebook, pagină de LinkedIn, de Instagram, orice fel de lumina reflectoarelor contează. Nicoleta Deliu, director de comunicare la BCR, ne-a vorbit despre Bursa Binelui și despre cum pot organizațiile neguvernamentale să își finanțeze proiectele folosind platforma creată de BCR. Nicoleta, mulțumim foarte mult și să sperăm că la Bursa Binelui cotațiile sunt pe verde, ca să zic așa. Și că indicele de fapte bune crește în continuare, că avem și noi, bineînțeles, propriul nostru indice. Mulțumesc foarte mult! Și eu!